Ieri 30 martie la cinematograful Sergiu Nicolaescu din Târgu a avut loc avant premiera filmului Mireasa Mortului, o poveste a unei echipe de filmare franceze care descoperă misticismul și superstițiile dintr-un sat izolat din România. Mireasa Mortului este o poveste cu eros, viață, moarte, dar și de ochi, o abordare îndrăzneață și originală a temelor fatalității și destinului. Regizorul român stabilit în Franța, Cornel Gheorghiță, propune spectatorului în acest film o poveste relativ diferită de ceea ce se vede în mod obișnuit în filmele românești recente, o poveste despre taine ale destinului, farmece de ochi, moarte și tradiții populare. Scenariul pendulează între real și paranormal, între thriller și dramă ce ridică întrebări cu substrat filozofic. Martin, fotograful iconoclast, este sedus de câteva imagini trimise de prietenul său aflat în România ca să filmeze un documentar despre cele trei momente din viața țăranului român, botez, nuntă și înmormântare. Ajuns acolo, Martin se îndrăgostește la prima vedere de Irina, muta satului. Dacă filmarea primelor două episoade ale trilogiei se desfășoară fără nicio dificultate, lucrurile stau cu totul altfel pentru cel de-al treilea episod, căci nimeni nu pare să mai moară în sat. Echipa decide să pună în scenă o înmormântare, implicându-i în jocul lor pe sătenii superstițioși, care sfârșesc prin a respinge cu brutalitate relația dintre cei doi îndrăgostiți, Irina și Martin. Din păcate, generațiile se cam duc. Epoca în care am intrat e modernă, dispar. Dispar odată cu bătrânii, mai rămân. Eu filmez de vreo 12 ani mai mult. Vreau să fac un documentar despre ritualul morții la români, foarte complex subiect. Dar încep să dispară, îi văd azi, anul ăsta îl găsesc pe unul, la anul următor nu mai e săracos. sau... Nu știu dacă e exploatat, cred că nu e, nu e bine făcut. Eu, eu am fost oarecum poate puțin revoltat că am văzut documentare făcute de francezi, de nemți, de englezi despre România și mi se păreau că nu prea înțeleg ei despre ce e vorba pe aici, pe la noi, așa, și mi s-a părut poate de am și făcut filmul, mi s-a părut puțin că trec pe lângă adevăratele subiecte importante. Nu fine. Amestec straniu de obiceiuri populare, credințe străvechi și puterea naturii încă nedescifrată pe deplin, filmul lui Cornel Gheorghiță provoacă spectatorul. Este ca un joc în care trebuie să încerci să ghicești ce se va întâmpla, dar mai ales de ce. Iar dacă nu vei putea să răspunzi cu certitudine de ce, rămâne să completezi la libera inspirație tabloul format din apelul telefonic cu care începe pelicula, imaginea de la sfârșit a nou-născutului scos din cristelniță, tripticul despre care era vorba, întrebarea ce este predestinarea și, desigur, bobi și cărțile de tarot ale bătrânei, pe care nimeni nu voia să o ia în seamă. Martin și fata surdomută se iubesc, și acesta pare a fi momentul care va declanșa cursul ulterior, tragic, al evenimentelor. În fond, de la eliberarea orgasmică la cea prin moarte, distanța poate fi teribil de mică. N-am intrat în foarte multe. Structura este peste. pentru botez, nuntă și mormântare, care sunt, o, să zic, astea creștine. Iar faptul că noi, sau nu noi, oamenii la țară împletesc cu nonșalanță obiceiurile creștine cu cele păgâne, e un, un fapt uimitor. În ciuda faptului că noi am trăit 50 de ani de comunism și comunismul a încercat să îi reprime pe de o parte biserica, nu mai spun că astea păgânii, dar cum ei au succes toate sărbătorile de iarnă care sunt cum să spun eu, sărbători grece, dionisiace. Chiar biserica le-a recuperat, că a zis, domnule, facem succes, ne băgăm și noi în aceste ritualuri. da, da, da. Da, da, da. da. adică e... În fine, este un specific al nostru, destul de... Mie îmi place, da? da? nu știu ce să spun.